Mai mulți prahoveni au fost luați pe sus în această dimineață de către oamenii legii, bănuiți că sunt autorii mai multor spargeri de locuințe și societăți comerciale. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au efectuat împreună cu polițiștii secției rurale numărul 3 Blejoi 15 percheziții la domiciliile suspecților din Ploiești și Valea Călugărească. Au fost găsite instrumente folosite la comiterea infracțiunii de furt, cât și bunuri provenite din infracțiunile de furt, respectiv componente de motoare electrice sustrase, componente din transformatoare electrice sustrase, alte obiecte electronice sustrase în urma unor furturi din societăți comerciale. Modul de operare al hoților era unul simplist. Modul de operare era prin forțarea sistemelor de asigurare și pătrunderea în interiorul societăților comerciale sau prin escalitarea gardurilor împrejmuitoare ale acestora, de unde sustrăgeau bunurile care erau de interes pentru ei. Faptele de comitere a cărora sunt suspectate persoanele vizate au fost săvârșite începând cu luna octombrie 2012, prejudiciul stabilit până în prezent fiind de peste 15.000 de lei. La sediul poliției vor fi aduse pentru cercetări 15 persoane, urmând ca unele dintre acestea să fie reținute preventiv pentru 24 de ore.